Surghiuniții de Rei Bradbury Când se aplecau peste căldare ca să încerce fiertura, cu câte un deget osos, ori câte o un unsuroasă, ochii le scăpărau, iar din gură le ieșau parcă limbi de foc. Când fi vom iar tu strele noi, sub fulgeri trăznete și ploi Dănțuiau amețite pe țărmul unei mări secate, otrăvind văzduhul cu limbile lor, și arzându-l cu ochii lor ca de pisică plin de răutate. În ceaun pe târcolite, puneți mațe otrăvite, toarnă-i, toarnă, -i, toarnă -i, zorui mare, foc și clocot la căldare. Se opriră aruncând o privire în jur. unde e cristalul? Unde sunt acele? Aici. Bine. Ceara galbenă s-a îngroșat? Da. Toarnă-o în căușul de fier. Mămâia de ceară e gata? Începură să o modeleze cu mâinile lor verzui, de parcă ar fi frământat magiun. Vă ia iacul în inimă. Cristalul, cristalul! Scoateți-l din sac! Scuturați-l de praf! Uitați-vă! Se aplecară peste globul de cristal cu fețele livide. Uite, uite, uite! O rachetă naviga în spațiu dinspre planeta Pământ, spre planeta Marte. În rachetă erau oamenii în agonie. Capitanul își ridică ostenit capul. Va trebui să folosim morfina. Dar, capitane, nu vezi în ce stare este omul ăsta? Capitanul ridică pătura de lână de deasupra omului, care se chirci și gemu sub cearșaful ud. Aerul vuia și mirosea apucioasă. Am văzut, am văzut. Omul deschise ochii și se zgâi spre hublou, prin care se vedeau numai spații negre, stelele dănțuitoare, pământul, rămas undeva departe și planeta Marte enormă și roșie. Am văzut un liliac uriaș, un liliac cu chip de om, acolo în hubloul din față. Fâlfâia din aripi, fâlfâia. Pulsul? întrebă capitanul. Infirmierul îi luă pulsul și spuse, 130. Nu mai duce mult. Foi morfină. Hai, Smith. Se depărtară. Deodată partoseala se acoperi cu o dantelă de oase și cranii albe care țipau. Capitanul nu cuteză să privească în jos. Acolo e pers, întrebă el deasupra țipetelor, oprindu-se în fața unui chepeng. Un chirurg cu părul argintiu se depărta de lângă un trup. Nu pot să înțeleg. Cum a murit pers? Nu știm, capitane. Nici inima, nici creierul, nici șocul nu sunt de vină. Pur și simplu, a murit. Capitanul pipăie încheietura mâinii doctorului, aceasta se prefăcu într-un șarpe șuierător care îl mușcă. Dar capitanul nu se clinti. Ai grijă, ți-a crescut și dumitale pulsul. Doctorul dădu din cap spunând, Pers se plângea de dureri, simțea ace în încheieturi, în pulpe, avea senzația că se topește ca o bucată de ceară. A căzut, l-am ajutat să se ridice, plângea ca un copil, spunea că are un ac de argint în inimă. A murit. uite la aici. Putem repeta autopsia pentru dumneata. Din punct de vedere fizic, totul este normal. Imposibil. A murit totuși de ceva. Capitanul merse la un hublou, mâinile lui cu unghiile lăcuite, miroseau a mentol, a tinctură de iod și a săpun verde. Dinții lui erau bine spălați, iar urechile, ca și obrajii, erau trandafirii de atât a frecat. Uniforma lui avea culoarea sării, iar ghetele păreau niște oglinzi negre lucioase. Părul lui tuns militărește mirosea alcool tare. Până și răsuflarea lui avea ceva proaspăt, curat. Toată făptura lui era fără pată. Era ca un instrument nou-nouț, ascuțit și încă fierbinte, scos din retorta chirurgului. Oamenii lui erau făcuți din aceeași plămadă. Te așteptai să vezi ieșind din spinările lor niște chei enorme de aramă, erau un fel de jucării scumpe, bine unse, rapide, inteligente și ascultătoare. Capitanul vedea cum planeta Marte crește în spațiu. Peste o oră vom debarca în locul acela blestemat. Ascultă, Smith, ai mai văzut lilieci sau alte făpturi de coșmar? Da, domnule, cu o lună înainte de a ne lua zborul din New York cu racheta, am văzut șobolani albi care mă mușcau de gât și îmi beau sângele. N-am spus nimic, mă temeam că nu să mă lăsați să zbor cu voi. Liniștește-te, oftă capitanul. Am avut și eu vise. În toți cei 50 de ani ai mei, n-am visat niciodată până în săptămâna de dinainte de a ne lua zborul de pe pământ. În fiecare noapte din săptămâna aceea, am visat că sunt un lup alb, surprins pe un deal înzăpezit și împușcat cu un glonț de argint. Sau că am fost îngropat cu o țeapă în inimă. Crezi că ei știu că venim, Smith? adăugă el arătând cu capul spre Marte. Nici nu știm dacă pe Marte sunt oameni, domnule. Nu știm? Încă acum vreo opt săptămâni, cu mult înainte de a fi pornit la drum, au început să ne sperie. L-au ucis pe Pers, iar acum pe Reynolds. Ieri l-au orbit pe Grenville. Cum? Nu știu. Lilieci, ace, vise, oameni murind fără niciun motiv aș zice că este o vrăjitorie modernă. Dar ne aflăm în anul 2124. Suntem niște ființe raționale, Smith. Așa ceva nu se poate și totuși se întâmplă. Oricine ar fi, cu acele și liliecii lor, vor încerca să ne ucidă pe toți. Smith, adăugă el întorcându-se, adun te rog cărțile din dulap, vreau să le am cu mine când coborâm. 200 de cărți fură așezate pe jos. Îți mulțumesc, Smith. Te-ai uitat la ele? Crezi că sunt nebun? Poate că sunt. Am avut o presimțire nebunească. În ultimul moment am comandat cărțile astea de la Muzeul Istoric. Din pricina viselor mele. 20 de nopți la rând am visat că sunt înjunghiat, tăiat în bucăți, pus pe o masă de operație alături de un liliac, deasupra unei cutii negre pline cu ceva putred și alte asemenea coșmaruri. Toți membrii echipajului nostru au visat despre vrăjitoare și pricolici, vampiri și fantome, lucruri de care n-aveau cum să știe. De ce? Pentru că toate cărțile pe astfel de teme îngrozitoare au fost distruse acum un secol. Prin lege, o lege care a interzis cetățenilor să posede cărțile acelea sinistre. Cele pe care le vezi aici sunt ultimele exemplare păstrate în scopuri documentare, în beciurile ferecate ale muzeului. Smith se aplecă să citească titlurile prăfuite. Povestiri extraordinare de Edgar Allan Poe Dracula de Bram Stoker Frankenstein de Mary Shelley Răsucirea șurubului de Henry James Legenda vâlcelei somnoroase de Washington Irving Fica lui Rapacini de Nathaniel Hawthorne o întâmplare de pe podul de peste râul Buvniței. De Ambros Birs. Alice în țara minunilor. De Louis Carol. Sălciile. De Algernon Blackwood. Vrăjitorul din Oz. De El Frank Baum. Ciudata umbră de peste Insmut. De H. P. Lovecraft. Și multe altele. Cărți de Walter de la Mer. Wakefield, Harvey, Wells, Askit, Huxley, toți autorii interziși, toate cărțile lor au fost arse în același an, când ziua Sfinților și Crăciunul au fost interzise. Dar la ce ne folosesc nou aici în rachetă, domnule? Nu știu, nu știu încă, oftă capitanul. Cele trei vrăjitoare ridicară globul de cristal în care tremura chipul capitanului. Glasul lui subțire răzbea prin cristal. Încă nu știu, cele trei vrăjitoare se priviră cu ochi de văpaie. N-avem mult timp, zise una. Mai bine i-am prevenit pe cei din cetate. Au să dorească să știe cei cu cărțile alea. Nu -mi miroasea bine. Smintitul ăla de capitan. Peste o oră racheta lor va ajunge la destinație. Cele trei vrăjitoare priviră înfiorate spre cetatea de Zmarald de pe țărul mării secate a planetei Marte. La cea mai înaltă fereastră a cetății un omuleț privea de după o perdea roșie ca sângele. Se uita la postietățile unde cele trei vrăjitoare își alimentau cea unul și își plămădeau ceara. Ceva mai departe, alte zece mii de focuri albastre și negre, de tămâie, de tutun și de cetină, amestecate cu praf de scorțișoară și de oase, se înălțau ca niște fluturi catifelați prin noaptea marțiană. Omulețul număra aceste focuri magice furioase. În clipa când cele trei vrăjitoare și-a țintiră privirea spre el, omulețul se întoarse cu spatele. Perdea o roșie căzu, făcând ca poarta de departe să clipească a idoma unui ochi galben. Domnul Edgar Allan Poe stătea pe veranda din turn. Răsuflarea lui mirosea vag a abur de alcool. Prietenele Hecatei sunt harnici această seară," spuse el, zărindu-le pe vrăjitoare departe în vale. Un glas rosti înapoi a lui. Le-am văzut ceva mai înainte pe Will Shakespeare pe țărm, zorindu-le. Armata lui Shakespeare numără numai ea, mii de duhuri adunate pe țărul mării în noaptea asta. Cele trei vrăjitoare, Oberon, tatălui Hamlet, toți sunt acolo. Doamne, o mare întreagă de duhuri. Bunul William, exclamă Pou, întorcându-se și lăsând să cadă perdeaua. Se opri o clipă locului pentru a privi încăperea cu periți de piatră, masa de lemn negru, lumânarea aprinsă, precum și pe domnul Ambrose Birs, care ședea într-o poziție foarte comodă, aprinzând chibrituri și urmărindu-le arderea, fluierând și chicotind în răstimpuri. Va trebui să-l înștiințăm și pe domnul Dickens," spuse Pou. Am amânat prea mult. E o chestiune de ore. Vrei să vii cu mine la locuința lui, Birs?" Birs îl privea amuzat mă gândeam, mă gândeam ce o să se întâmple cu noi. Dacă nu o să-i omorâm pe oamenii din rachetă sau măcar să-i alungăm băgându-i în sperieți, va trebui firește să plecăm de aici. O să ne ducem pe Jupiter, iar când ei vor veni pe Jupiter, ne vom duce pe Saturn. Când vor veni și pe Saturn, ne vom duce pe Uranus și pe Neptun. Și după aceea, fața domnului Pou părea obosită. În ochi îi mai bogneau tăciuni, din ce în ce mai stinși, iar glasul lui trăda o tristețe cumplită, mâinile îi atârnau fără rost, iar părul îi cădea leneș peste uluitoarea frunte albă. Ai fi zis că este satana unei cauze pierdute sau un general reîntors dintr-o expediție de invazie care a dat greș. Mustața lui mătăsoasă, moale, neagră, era parcăroasă de buzele triste. Era atât de scund, încât fruntea lui părea să plutească, imensă și fosforescentă, în încăperea întunecoasă. Avem de partea noastră avantajul unor mijloace superioare de transport, spuse el. Și ne putem totdeauna bizui pe unul din războaiele lor atomice distrugătoare, pe întoarcerea la evul mediu, la superstițiile vechi. Atunci am putea să ne înapoiem și noi pe pământ. Cu toții, într-o noapte. Ochii negri ai domnului Pou păreau gânditori sub fruntea ei rotundă și luminoasă. Privi spre tavan și adăugă. Așadar, ei vin ca să distrugă și lumea asta? Nu vor să lase nimic nepângărit. Oare o haită de lupi se oprește înainte de a-și ucis prada și de a-i fi devorat măruntaiele? Replică Birs. O să fie un război în lege, iar eu o să stau pe margine și o să-i arbitrez. Atâția pământeni împunși cu ace, atâtea morți roșii, puse pe fugă de o baterie de seringi hipodermice. Pou se clătină pe picioare. Băuse cam mult vin și spuse cu furie. Dar ce am făcut? Fie alături de noi, Birs, pentru numele lui Dumnezeu. Am avut oare parte de judecata dreaptă a unor critici literari? Aș, de unde? Cărțile noastre au fost abucate, cu niște bisturii sterilizate și puse să fiarbă în etuve speciale ca să nu mai rămână în ele niciun germen morbid. La naiba. Eu găsesc că situația în care ne aflăm e amuzantă, spuse Birs. Conversația lor fu întreruptă de un strigăt isteric dinspre scara turnului. Domnule Pou, domnule Birs! Da, da, venim! Pou și Birs coborără treptele și văzură un om care gâfâia, rezemat cu spatele de peretele de piatră al coridorului. Ați auzit vestea? Îi întâmpină omul, agățându-se de ei ca unul care stă să cadă într-o prăpastie. Peste o oră vor debarca, aduc cu ei cărți, cărți vechi, pe câte spun vrăjitoarele. Ce căutați în turn pe o vreme ca asta? De deci ce nu faceți nimic? Facem tot ce ne stăm în putință, Blackwood, îi răspunse Pou. Ești novice în treburile astea. Hai cu noi la locuința domnului Charles Dickens. Pentru a asista la prăbușirea noastră. La prăbușirea noastră în neant, îl completă Birs, clipind din ochi. Coborâră prin gâtlejurile pline de ecouri ale castelului, de la un etaj verzui la altul, spre beciurile mucegăite, doldora de plase de păianjeni. Nu vă temeți, zise Pou, care cobora înaintea lor, luminându-le calea cu enorma lui frunte albă. Azi am chemat pe toți ceilalți, de-a lungul țărmului acestei mări moarte. Pe prietenii mei și ai voștri, Blecud și Birs. Sunt cu toții acolo. Jivinele, femeile bătrâne și bărbații înalți cu dinți albi ascuțiți, capcanele, hrubele și pendulele așteaptă, ca și moartea roșie. Da, chiar și moartea roșie, adăugă el chicotind. N-aș fi crezut vreodată, nu, n-aș fi crezut că o să vină o vreme când o făptură ca moartea roșie va exista a Ievea. Dar ei au vrut-o și o vor avea. Dar suntem oare destul de puternici? Întrebă Blackwood. Ce înseamnă să fii puternic? Oricum, ei nu sunt pregătiți să ne înfrunte. Sunt lipsiți de imaginație. Cosmonauții aceia tineri și spălăței, cu salopetele lor antiseptice și cu căștile lor ca niște acvarii, nu fac doi bani, cu noua lor religie cu tot. La gât le atârnă câte un scalpel prins de un lănțuc de aur. Pe cap poartă o diademă de microscoape. În degetele lor sfințite țin un fel de cădelnițe care, de fapt, nu sunt decât niște cuptoare germicide pentru sterilizarea superstițiilor. Numele lui Pou, Beers, Hawthorne, Blackwood le pângăresc buzele curate. Ieșiți din castel, înaintară printr-un spațiu jilav, printr-o mlaștină care nu era mlaștină și care nălucea în fața lor ca o păclă de coșmar. În văzduh, fâlfâiau aripi, forfoteau vifore și bezne. Se auzeau voci și se zăreau siluete strânse în jurul unor focuri de tabără. Domnul Pou vedea niște ace care croșetau în lumina flăcărilor, croșetau durere și nefericire, înfigeau ticăloșia în plămada unor momâi de ceară, a unor păpuși de lut. Căldările care miroseau a usturoi, a piper, a șofran, erau și umpleau noaptea cu miasmele lor rele. Dați-i spuse Pou. Mă -ntorc. Pe țărmul pustiu, siluete negre apăreau și dispăreau, creșteau și se mistuiau pe cer într-un fum negru. În munți, sunau clopote și corbi lemnoși, se revărsau odată cu dangătul, prefăcându-se în cenușă. Pou și Birs străbătură o umlaștină pustie, apoi, trecând printr-o vale îngustă, se pomeniră brusc pe o stradă pavată, pe care pășau niște oameni ce își încălzeau picioarele mergând de colo până colo prin curți pietruite, căci era un ger tăios și o ceață deasă. În vitrinele prăvăliilor ardeau lumânări, la lumina cărora se vedeau curcani de Crăciun. Ceva mai încolo, niște băieți, ghemuiți unul între altul, cântau, slobozindu-și răsuflările anemice în aerul rece, în timp ce dangătele unui clopot masiv vesteau miezul nopții. Dintr-o brutărie ieșeau mereu copii cu mâinile încărcate de bucate aburinde, puse pe tăvi sau în castroane de argint acoperite. Sub o firmă pe care scria Scrooge Marley Dickens, Pou izbi într-un ciocănel cu chipul lui Marley, iar dinăuntru răzbi în clipa când ușa se deschise cu câțiva centimetri, o muzică îndrăcită care aproape că îi făcu să danseze. Peste umărul unui individ care voia să le pună o mască de căpriță cu bărbiță și mustăți, îl pe domnul Feziuig, care bătea din palme în vreme ce doamna Feziuig, numai zâmbet, dansa ciognindu-se de alți petrecăreți. Viorile ciripeau, iar râsetele clincheteau deasupra unei mese, întocmai precum cristalele unui candelabru atins de o pală de vânt. Era o masă mare, pe care se vedeau fripturi de porc și de curcan, gâște și purceluși la tavă, cărnați și plăcinte cu carne, cu portocale și mere. În jurul ei ședeau Bob, Mica Dorit și timp Prichindelul. Precum și un individ care aducea cu un boț de carne nedigerat, cu o pată de muștar, cu o bucățică de brânză sau cu o fărâmă de cartof fiert, era însuși domnul Marley, cu lanțugurile lui. Vinul curgea în pahare, iar curcanii rumeniți se străduiau din răsputeri să scoată aburi. Ce doriți?" îi întrebă domnul Charles Dickens. Am venit să-ți cerem din nou o favoare, Charles," îi răspunse Pou. Avem nevoie de ajutorul dumitale. Ajutor? Crezi că v-aș putea ajuta să luptați contra acelor oameni de treabă care vin cu racheta? Oricum, eu nu fac parte din populația acestei planete. Cărțile mele au fost arse din greșeală. Eu nu sunt un supranaturalist. Un scriitor de povestiri teribile și oribile ca dumneata Pou, ca dumneata Birs sau ca alții. N-am nimic în comun cu voi, care a scris povești de groază. Ești un orator convingător, încercă să-l înduplece Pou. Ai putea să te duci la cosmonauții aceia, să le adormi vigilența, să le înlături bănuielile și pe urmă, pe urmă, avem noi grijă de ei. Domnul Dickens privi faldurile mantiei negre care învăluiau mâinile lui Pou. Acesta scoase de acolo zâmbind o pisică neagră și spuse. E pentru unul dintre oaspeții noștri. Dar pentru ceilalți? Pou zâmbi din nou încântat. Pentru ceilalți în mormântarea de vii. Ești un om lugubru, domnule Pou. Sunt un om speriat și înfuriat. Sunt un demiurg, domnule Dickens, așa cum ești și dumneata. Și așa cum suntem toți, iar creațiile noastre, sau personajele noastre, dacă vrei, nu numai că au fost amenințate, dar au fost surghiunite și arse pe rug, sfășiate și cenzurate, distruse și desfințate. Lumile pe care le-am creat se duc de râpă. Până și zeii trebuie să lupte. Da, zise domnul Dickens, îndesându-și pălăria pe cap nerăbdător să se întoarcă la petrecere, la muzică și la mâncare. Nu ai putea să-mi explici de ce ne aflăm aici? Cum de-am ajuns aici? Războiul naște război. Distrugerea zămislește distrugere. Pe pământ, în a doua jumătate a secolului 20 au început să ne interzică operele. Ce lucru oribil să distrugi creația noastră literară în felul acesta. Ne-au scos de unde anume, din moarte, de dincolo? Nu-mi plac abstracțiunile. Nu știu de unde anume ne-au scos. Știu numai că lumile și personajele noastre ne-au chemat ca să le salvăm. Ceea ce am și încercat să facem venind aici, pe Marte. În speranța că Pământul se va sufoca de atâția savanți și de ipotezele lor. Iată, însă, că acum, ei vin încoace pentru a ne alunga, pe noi și pe creaturile noastre întunecate. Toți alchimiștii, toate vrăjitoarele, toți vampirii și celelalte făpturi care, una câte una, s-au retras în spațiu, pe măsură ce știința cucerea țară după țară pe Pământ, ne lăsându-le până la urmă altă alternativă decât exodul. Trebuie neapărat să ne ajuți. Ai un fel de convingător de a vorbi. Avem nevoie de Dumneata. Îți repet că nu sunt unul dintre ai voștri. Nu te aprob nici pe dumneata, nici pe ceilalți, zise Dickens furios. Eu nu m-am jucat cu vrăjitoarele, cu vampirii și cu alte făpturi nocturne. Dar, clopotele? E ridicol. Am scris și eu o povestire, una singură. Ei bine, poate că am mai scris și alte câteva cu stafii. Ei și, cei cu asta. Principalele mele opere nu conțin nimic din aiureilele astea. Cu sau fără motiv, ei te-au trecut în categoria noastră. Ți-au distrus cărțile și lumile pe care le creasești. Trebuie să-i urăști, domnule Dickens. Recunosc că sunt stupizi și brutali, dar nimic mai mult. La revedere. dă voie măcar domnului Marley să vină cu noi. Nu. Ușa se trânti cu zgomot. Când Pou ieși în stradă pe pavajul înghețat, tocmai luneca o caleașcă mare, al cărei vizitiu cânta din goarnă o melodie veselă. Din caleașcă se dă dură jos, cântând și râzând membrii clubului Picuic și se repeziră spre ușă zbierând, Sărbători fericite! Un băiat dolofan le deschise ușa. Domnul Pou mergea cu pași grăbiți pe țărmul mării secate, oprindu-se la câte un foc de tabără pentru a împărți ordine, pentru a controla cazanele clocotinde, otrăvurile și pentagramele scrise cu creta. Bine, spunea el și pornea mai departe prin noapte în pas alergător. Oamenii se alăturau alergând cu el. Domnul Copard și domnul Machen îl urmau în fugă. Mai erau acolo și nenumărați șerpi șuierători, demoni furioși, dragoni cu limbi de foc, năpârci veninoase și vrăjitoare tremurânde precum și acele, urzicile, spinii, toate scursurile murdare ale mării în refluxa imaginației, a zvârlite pe țărmul melancolic. Domnul Macen se opri și se așeză ca un copil pe nisipul rece. Începu să plângă. Ceilalți încercară să-l liniștească, dar el nu voia să-i asculte. Mă întrebam ce o să se întâmple cu noi în ziua când vor fi distruse ultimele exemplare ale cărților noastre, spuse el. Se auzi un vujit în văzduh. Nu mai vorbi despre asta. Trebuie, exclamă domnul Machen. Acum când racheta se apropie domnule Pou și dumneata Copard și dumneata Birs, parcă vă stingeți cu toții, ca un fum de vreascuri, împrăștiat de vânt, fețele vi se șterg. Moarte, moarte adevărată pentru noi toți. Noi existăm doar prin bunăvoința pământului. Dacă un decret final ne-ar distruge ultimele cărți, ne-am stinge pentru totdeauna copard rostind gândurat. Mă întreb cine sunt, în mintea cărui pământean există un noapte asta. În vreo colibă africană, vreun schivnic îmi citește poveștile, să fie oare el singuratic al mânare care arde în vântul vremii și a științei? Flacăra tremurătoare care mă susține aici ca pe un răzvrătit în surghiun? El să fie. Sau vreun băiețaș într-o mansardă care mă descoperă taman la timp? Noaptea trecută m-am simțit prost, foarte prost, bolnav până în măduva oaselor. Căci există un trup al sufletului, așa cum există un trup al trupului, iar acel trup al sufletului mă durea în toate mădularele iscânteietoare, încât mă simțeam ca o lumânare ce se stinge. M-am trezit deodată, dăruit din nou cu lumină, ca și cum vreun copil ar fi găsit în vreun pod prăfuit de pe pământ o carte de-a mea roasă de vreme. Și astfel, mi s-a dat încă un răgaz trecător. O ușă se deschise cu zgomot într-o colibă de pe țărm. Un omuleț frigit, cu carnea atârnându-i în zdrențe pe trup, ieși pe ușă, fără să se uite la ceilalți, și se așeză cu ochi la pumnii lui strânși. Iată de cine îmi pare rău, șopti blecud. Uitați-vă la el cum agonizează: odinioară era mai real decât fiecare dintre noi, care eram oameni în toată firea. El, care nu era decât un gând scheletic, a fost luat și îmbrăcat, veacuri de-a rândul, în straie de catifea și cizme negre. I-au pus și o barbă colilie, i-au împodobit trupul trandafiriu cu fluturaș de argint, cu poleială, cu vâsc și apoi, după multe secole, l-au înnecat într-o etuvă cu lisol. Oamenii tăceau. Ce mai fi pe pământ?" se întrebă Pou. Fără Crăciun, fără castane, fără pom de iarnă, fără podoabe, fără tobe și lumânări, fără nimic altceva decât zăpada și vântul și indivizii aceea solitar și prozaici. Se uitau cu toții la omulețul acela sfrijit și bătrân, îmbrăcat într-un costum de catifea roșie decolorată, peste care îi se revărsa barba rărită. I-ați auzit povestea? Mi-o pot închipui. Psihiatrul cu ochii strălucitori, sociologul inteligent, pedagogul pismaș cu spume la gură, părinții antiseptici, o situație regretabilă pentru neguțătorii de articole de Crăciun, zise Birs. Țin minte că ei împodobeau cu vâsc și cântau imnuri încă în ziua de Sfântul Nicolae. Dacă ar fi avut puțin noroc, ar fi putut să înceapă încă de 1 mai. Birs se opri și potignindu-se căzu. Ce interesant! Atât a mai avut răgazul să spună. Și sub ochii îngroziței tuturor, trupul lui se mistui într-o pulbere albastră, de oase calcinate, a căror cenușă neagră se risipi în văzduh. Birs, Birs! S-a dus. Ultima lui carte s-a dus. Cineva i-a ars pe pământ ultima carte. Dumnezeu să-l odihnească. N-a mai rămas nimic din el acum. Căci, oare ce suntem noi altceva decât niște cărți? Iar când ele dispar, nu mai rămâne nimic la vedere. Un vuiet umplea cerul. Zbierară înspăimântați și priviră în sus. Pe boltă, brăzdându-o cu focurile ei orbitoare și șuierătoare, se vedea racheta. În jurul oamenilor de pe țărm pâlpâiau felinare. Se auzeau țipete și bolboroseli și mirosea a fierturi vrăjitorești. În aerul rece și limpede zburau dovleci cu ochi de lumânări. Degete subțiri se strângeau în pumni și o vrăjitoare cu gura zbârcită urla. Navă, navă, cazi, te sparge. Navă, navă, arzi întreagă. Te topește în fulgi și în pulberi, ca tărâța să te spulberi. E timpul să plecăm, șopti Blecud, spre Jupiter, spre Saturn, oriunde. Să fugim? strigă Pou în vânt. Niciodată. Sunt un moș neagostenit. Pou se uită în ochii bătrânului și îl crezu. Încălecând pe un bolovan uriaș, privi spre miile de umbre cenușii, de lumini verzi și de ochi galbeni care înaintau prin vântul șuierător. Pulberile! Răcni el. Un miros greu, arzător, de migdale amare, de mosc, de chimion, de anason și de iriș. Racheta coboră încet, scrâșnind ca un duh blestemat. Pou urlă la ea, ridicându-și amenințător pumnii, iar orchestra flăcărilor și duhorilor îi răspunse simfonic. Ca niște crenci rupte dintr-un copac, lilieci zburară în sus. Inimi arzând de țăjniră ca niște proiectile, explodând în aer, a idoma unor focuri de artificii sângerii. Racheta cobora mereu, cu mișcarea neobosită a unui pendul. Pou se trăgea înapoi, urlând pe măsură ce racheta se apropia, spintecând văzduhul. Marea moartă părea o hrubă în care așteptau, prinși în capcană, căderea îngrozitorului mecanism a scânteietoarei securi, ai fi zis că sunt niște oameni sub o avalanșă. Șerpi! răgni Pou. Și o sumedenie de șerpi luminoși de un verde unduitor se ne pustiră spre rachetă. Dar aceasta cobora mai departe o flacără statornică până când se așeză pe nisip cu vreo milă mai încolo într-un vârtej de pene roșii. Pe ea! strigă Pou. Ne schimbăm planul. Ne-a mai rămas o singură șansă. Fuga! Pe ea! Să-i înăbușim cu trupurile noastre! Moarte lor! Ca și cum ar fi poruncit unei mări dezlănțuite să-și schimbe direcția, să se elibereze din matca ei primitivă, vâlvătăile se risipiră ca vântul, ca ploaia și ca fulgerele peste nisipuri, peste deltele râurilor uscate, urlând, șuierând și nechezând din ce în ce mai aproape de racheta, care zăcea acum ca o torță de metal stinsă, căzută într-o vale adâncă. Ca dintr-o căldare de lavă scânteitoare, care ar fi fost răsturnată, oamenii și animalele închise înăuntru țâșniră din ea, scurgându-se pe fundul uscat al văii. Moarte lor!" urlă Pou, alergând. Cosmonauții săriră din rachetă cu armele pregătite. Porniră tiptil, adulmecând văzduhul ca niște ogari. Nu văzură nimic și se liniștiră. Capitanul e și ultimul. Începu să împartă ordine scurte. Oamenii adunară niște lemne și aprinsă un foc. Capitanul le făcu semn să se strângă roată în jurul. E o lume nouă, le spuse, silindu-se să vorbească foarte calm, deși arunca din când în când câte o privire nervoasă peste umăr spre marea secată. Am lăsat în urmă lumea veche un nou început. Ce poate fi mai simbolic decât faptul că ne dedicăm cu hotărâre științei și progresului? Apoi, cu un semn din cap către locotenent, adăugă. Cărțile Flăcările focului, luminară, titlurile, cu litere de aur șterse. Sălciile Străinul Priviți-l pe acest visător, Dr. Jekyll și domnul Hyde, împărăția lui Oz, tărâmul uitat de timp, visul unei nopți de vară, precum și monstruoasele numea lui Machen, Edgar Allan Poe, Cabel, Blackwood și lui CAROL, Toate numele vechi și blestemate. O lume nouă, să ardem ce a mai rămas din cea veche. Și capitanul începu să smulgă filele cărților. Filă după filă se mistuia în foc. Se auzi un țipăt. Sărind înapoi, oamenii priviră speriați peste foc la marginile mării pustii și nemărginite. Încă un țipăt. O epavă enormă se înălță ca un balaur în agonie sau ca o balenă horcăitoare rămasă pe fundul unei mări leviatanești, ale cărei ape se evaporă după ce au lins pietrele de pe țărm. Era vuietul aerului care umple un gol, acolo unde, cu o clipă mai înainte, fusese ceva. Capitanul a zvârli în foc, cu grijă, ultima carte. Aerul încetă să vibreze. Tăcere Cosmonauții stăteau cu urechea la pândă. Ai auzit, capitane? Nu. Ca un val, domnule, din fundul mării, am avut impresia că zăresc ceva acolo. Un val negru, mare, care alerga spre noi. Ți s-a părut. Acolo, domnule. Ce? Îl vedeți? Acolo, orașul acela verde pe malul mării. Se desplică în două. Se năruie. Oamenii se zgâiră între acolo și dă dură să plece. Smith tremura printre ei. Își duse mâna la frunte, de parcă ar fi vrut să găsească un gând Da, îmi amintesc Acum îmi amintesc E mult de atunci Eram un copil Am citit atunci o carte O poveste, Oz Așa cred că se numea Da, cetatea de smarald a lui Oz Oz? Da, Oz, așa îi spunea Chiar acum am văzut cetatea Cam poveste Am văzut-o cum se năruie Smith? Da, domnule prezintă la medicul navei. Da, domnule. Și salută cu voiciune. Fii atent! Oamenii mergeau tiptil cu armele pregătite în lumea aseptică a rachetei pentru a privi marea și dealurile joase de dincolo de ea. Nu-i nimeni acolo, șoptizmit dezamăgit. Absolut nimeni. Vântul necheza, împroșcându-i cu nisip ghetele. Sfârșit.